sicuramente ci capirà con i bambini a 10 anni che fa nulla, non si dice che il 24 ore inizia a continuare, il 24 ore di digitalizzare a fare un lavoro, tanto per gli investizi, i costi, lo penso parte ad annessi 5 per cui abbiamo passato a stato un reggimento a molti beneficiati, poche anni per l'età, iniziato a continuare. Proiecte votare privind revocarea hotărârii numărul 28-2903-2018 pentru completarea hotărârii Consiliului Local de Bărbău de 27-2018 privind atribuirea unui stres pentru satul componentă economică în toți parte inițiator primar. Dar pentru un bun trebuie să mergi în președinte de ședință pentru că vă rog să faceți propunere. Vă rog pe domnul Barnaș. Domnul Faraon, da. Cine pentru domnul Bardaș? Pentru domnul Faraon. Da.
Dar totuși la drumuri, dar la rapții nu știu exact. Care vor fi acele drumuri care vor beneficia? Mare, care sunt contract cu finanțare. Contract. Adică pentru asfaltare, nu? Dar care s-o asfaltat? Diferența de... Ceva probleme? Sau aici, un alt este favorabil. Se pune la mulțumim. Este la cultură. Punctul 2. Avem proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanic detaliu pentru investiția construirii locuințe, parter, anexe și împrejurire, amplasat în satul Vărgineni, în Arăven, beneficiat de Ian Viorica. Ai lății nimic, pentru că la comisii tot la fel cu lucrurile mele. Sunt din 10 metri 23. Și din cauza asta e pentru că e mai bine. Deci are, are și poate aviz de care l-a dat pe certificatul de urbanism. Dosarul cu... Da. De se poate, da? Păi nu, de cauza lății, nu este obligat să pune la urmă. Are declarații de la vecini. Nu, are tot. Votează toată lumea sau... Păi nu, trebuie să întrebăm. Nu, trebuie întreba, ca să știu. Vreți la punctul 3? Și toți au fost de punctul 3 avem proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii numărul 28, care am dat în 29.03.2018 pentru s-a omis în hotărârea din 2011 din trecut niște străzi acolo, care trebuie revocată că s-a primit aviz la instituția prefectului că nu s-a cerut avizul de la Comisia de Denumiri, Comisia Județeană de Denumiri și trebuie întâi avizul și după aceea să trebuie revocat. La vot, de acord, mulțumim. La diversii. Și la diversii, deci, asta cu tot. Ia. Foarte scurat, scurat. Licitație sau chirie? Deocamdată, aveți din principiu, dacă s-a făcut așa, după aceea. Pentru că primește în vânzare, licitație. În chirie. În chirie, nu vânzare. În chirie. Asta e un diferent. În chirie. Asta e termenul scurt. Păi, cât hotărâm noi Consiliul Local? Sigur că nu e sau. Cât hotărăște închirieri, trebuie 3 ani, 2 ani. Da, 2 ani. Da, e ca să ne au mai. Cât hotărâm noi pe 2 ani? S-a venit la până ați fi. Vorba, vorba, nu am gândit o fapt acolo, care e așa. Eu nu sunt de acord cu închirierea. Da. Care mai... Care sunt acolo? Care sunt acolo? Împotrivă. Deci împotrivă abține. Iertămoș. Dumneavoastră, împotrivă. Vreau să știu și eu, să știm și noi, activitatea poliției locale, din când s-a mânzat la... Nu s-a în acoperi sunt recolet, mi s-ar părea normal, se prezintă un raport la ședința următoare. Da, să... Adică... Așa fac... Nu, e bine și așa, că are notatul. A, pe Dordat. Are notatul, e surprinde. Doriți lucrul ăsta? Din atributul dumneavoastră... Asta voi regizat, acum știi când faci treabă, când vede, învățați. Și mai așa că... Vedeți, unii se supără dacă faci treabă. Nu, dar se supără, ce da? Eu, omul care umblu toată ziua prin comună, nu e să mă duc undeva să mă întâlnesc cu mea lui. Nu, dar poate bine să... Mă, bătă la plată ce mai care a aruncat gunoi. Foarte bine. Era problema cu gunoiul ăla de la... Și cei care n-au Facebook, nu știu, dar care au Facebook... Poate nu au destinare și tot. Nu, asta era problema. Dacă doriți, o să dau citire la activitățile punctuale potrivit competențelor, la câțiva indicatori de activitate desfășurați. Nu știu cât de... Mulți sunt sau cât de puțin sunt în acest interval de timp, având în vedere că știți foarte bine, îs aproape singur. Asta nu o spun ca, ca un reproș, nici ca o remarcă, nici nu vreau să mă plâng, nici nu vreau să mă laud. Deci, principalii indicatori ar fi primul,
ordinea publică, unde am asigurat menținerea ordinii publice pe la lăcașul de cu ocazia unor sărbători religioase. Am efectuat un număr de 6 patrulări timp de noapte urmărit, în special funcționarea sistemului de iluminat fotovoltaic, aspectele privind furturile acumulatorilor, sens în care au și furnizat un număr de, am furnizat informații de interes operativ, structurilor Poliției Naționale, care au condus la identificarea autorilor în cazul furtului a 17 acumulatori de la sfârșitul anului 2017 de pe zona Poiana, Podiș și Luncan. Segmentul de activități rutiere. A desfășurat activități de identificare a locurilor care prezintă pericol pentru trafic rutier cu DN2G, DG119D, cât și pentru îndepărtare de punere de materiale de construcții de pe domeniul public. A verificat și stat necesar semnalizări rutiere în interiorul localității a drumurilor sătești comunale care sunt administrate de comună. Am înregistrat numărul 22 de vehicule în evidență primării dintre cele nesupuse matriculări. Segmentul urbanism și disciplină în construcții. A verificat în teren în 11 situații modul de respectare a autorizațiilor de construire în cazurile traversărilor căilor de comunicații, drumuri sătești și comunale, cu ocazia realizării branșamentelor la gaze, electricitate, pentru a urmări redarea starei inițială a părții carosabile. Toți vin, taie, branșează, au plecat nu știm cine și au pus palma după cap și bun duș. Noi rămânim cu... să vedem ce avem autorizații. Avem, sigur că da. Dar în autorizația de construire este atât de larg acest termen de a lăsa în situația inițială încât nu mai comentăm. Pe probleme de mediu, am desfășurat activități de verificare a modului cum se efectuia serviciul de salubritate în comună, de identificarea persoanelor care încalcă cu prevederi legale privind regimul protecției mediului, sens în care au fost constatat și aplicat numărul 27 de sancțiuni contravenționale în valoare de 10.500 de lei. Am monitorizat autovehicul care se salubrizează comuna, pe traseu, până la cântar, depozitare, rampa Nicolae Băcescu, informând cu privire la neregulile constatate conducerea primăriei. Au fost verificate zone în care, în mod frecvent, se depun numai de orice fel, respectiv zona cimitirului Barat, zonele adiacente căi ferate, cursul de apă special Treveș, când legată, săcătura Tocila, Blăgoaia, Roșca, zona Bogdănești, zona Corbu, Valea Budului, Mărgineni, zona Rapidu, Podolaru. Am desfășurat activități pe rază satelor Barat, Mărgineni, Podolaru, Valea Budului, Poiana, Lucan, pentru verificare respectării prevederilor HCL 49 din 2017, privind programul de înfrumusețare a comunii. Ce am făcut efectiv aici? Am trecut pe la marea majoritate a celor din sat, solicitându-le ridicarea mașinilor, materialelor de construcții, lemni, cărămiți și ce mai iau. Proces care este încă în derulare. Pe linie economică, am verificat 22 de societăți comerciale privind la desfășurarea activităților de comerț, conform modelului principal de activitate. Am aplicat un număr 3 sancțiuni pentru vânzători ambulanți de mărfuri, persoane de etnie romă din orașul Dărmănești, găsiți efectuând acte de comerț fără îndeplinirea condițiilor legale pe raza comună. Evidența populației și centrul militar, am efectuat verificări în teren la solicitarea serviciului public de evidență a populației Bacău în legătură cu persoane de pe raza comună care au solicitat preschimbarea actului de identitate. La capitolul alte activități, care nu se regăsesc la principalele activități și competențe ale poliției locale, am acordat sprijin compartimentului de asistență socială. Am acordat sprijin compartimentul urbanism, agricol, impozite și taxe locale. Am desfășurat activități preventive pe raza comunii la școli, conform protocolelor întocmite. Am desfășurat activități cu ocazia căderilor de zăpadă din cursul lunilor ianuarie și martie, activități de monitorizare, supraveghere și pontaj a persoanelor care au fost condamnate din instanță judecată la prestarea unei activități în folos comunității. Avem un număr de 7 persoane cu astfel de condamnări. Am soluționat un număr de 11 sesizări ale cetățenilor comunii cu diverse aspecte ce intră în sfera de activitatea poliției locale. Am acordat sprijin și participat la un număr de 4 monitorizări și controle efectuate pe raza comunii la diferite instituții, de diferite instituții cu atribuțiuni de control pe linii de mediu, ape, ISU, protecția copilului și altele. Am desfășurat 10 activități preventive la bisericile pe raza comunii cu ocazia sărbătorilor de Paște împreună cu cei de la ISU și alte instituții. Am desfășurat 12 verificări la solicitarea Serviciului Probațiunii Bacău. Am desfășurat alte activități stabilite de primarul și viceprimarul comunii. Pe timpul activităților de mai sus, am urmărit și am folosit în mod judicios resursele logistice alocate, precum și timpul de lucru. Cam acestea ar fi mari
principalele activități desfășurate de mine în această perioadă de timp. Perioadă scurtă. O perioadă scurtă, da. Succes în continuare. Am succes, vă dorim și mulțumesc. O întrebare simplă. Deci, acumulatori dispăruți numai 17 sunt în... Deci, nu. Nu, nu. Mai mult. Nu, nu. Păi, de ce? Deci, haideți ca să, haideți să, ne, să ne lămurim, ca să nu plecăm mai nelămuriți decât suntem. Deci, avem 17 acumulatori despre care eu am făcut vorbire că au fost identificați autorii la care mi-am adus contribuția în mod personal. Adică la identificarea lor. În realitate, câți ori fi dispărut? Da, aș putea să vă spun și realitate, pentru că avem o situație făcută în teren, da, înainte de ședința cu preluarea, cu recepția. Așa, cu recepția. Avem, cred că în jur, citesc din memorie, în jur de vreo 150 de acumulatori pe puțin. Autor necunoscut. Autor necunoscut, da. Și încă cresc furtunile astea? Ce se întâmplă? Nu putem avea un control exact și efectiv pentru faptul că avem acumulatori în teren, însă ei nu pot funcționa. Decât atunci când am trecut pe lângă el și l-am verificat. Dacă există sau nu. Sunt care au explodat deja. Da, da. Ultimele cazuri de furturi când au fost. Deci, ultimele cazuri de furturi de acumulatori au fost în perioada ianuarie, imediat de căderea zăpezii, înainte de 18 ianuarie. Nu, nu, am avut zona Bogdănești, în care ne apare un alt mod de operare, un alt... Da. La diverse, vreau să vă întreb ceva, domnul primar. Avem un protocol întocmit între primărie și RAGC, prin care nu se mai pot raporta cetățenii la apa curentă? Dacă e ceva. Deci eu m-am interesat, dacă a fost cineva doritor să raporteze, că acum, deci cum sunt protocoalele astea secrete între instituții? E un document de primărie ordine și RAGC, prin care nu se mai dau avize de raportare. Nu, nu este niciun protocol, datorită problemelor, doar e o pasă. Ce există, pentru că eu am fost la reagenție. Deci, o văzut la reagenție. Dar, eu nu avem, pentru că până nu montăm acea pompă, nu știu ce... Cumpărați-o, că vom am cumpărat. Spun, dar eu o să puneți că este necesar atâtea protocoale încheiate. Nu știu, domnule, le-am învățat. E un protocol. El este obligat să-ți dea avizul. Da, bineînțeles. Dar, prin acel protocol, interzis, dacă mergeți acum, să ceriți, să vă raportați... Ei, ca să spuneți și persoanele care se putea. Am cumpărat o pompă, am predat-o la stația de pompare. Păi, ei spun că dacă se va monta peste două luni din zile, până fac instalația electrică a pompii, cu tare, ce-i asta? Pentru că nici de ideea, să ne ajungi la birouri cum ar trebui la ei. Chiar o să am discuții mâine dimineață cu doamna direcțiilor și noi am predat pompa la ei. Adică, am aștept că mai vine cu un inginer de acolo în zonă, dar el îmi pune niște chestii, nu mai dăm voi, dar nu e hotărăște. Dar nu hotărăște, domnule, da. Cine cineva de sare în pompa sau... O să mai branșeze dacă montează pompa asta, o să iei după la urmă. Păi, și cum? Dacă atunci nu se mai branșează nimeni până mă montează pompa peste două luni de zile, peste cinci luni... Dar dacă branșează, nu o să fie apă. Păi, să înseamnă că e de o urmă. Este din cauza când s-o dat drumul la conducta asta, iau 3.000 locuitori și... S-o prașa 3 ani. Domnule, dar eu am luat un exploatare, e interesant să-i bucură la văzut și să-i exploateze fondul ca asta în locul din normal, știu? Noi am oricum venit în sprijinul lor cu pompa asta, ca ei... Dar acum, dacă oricare din noi suntem în situația de pentru acordare, merg la ei, nu-ți dau avizii, că există protocolul de primării și... Și ei zic că mai dă drumul la Brașov. Da, că auzi că nu dovedești. Deci vreun termen limită când îl mutează pompa? Tu, o să ce vreau. Au venit cine? Oameni la cercat urban de Șovat, trebuie pentru că cere cercat urban la primărie. Și zile trecute la cineva. Dar ei nici nu fac investiții, că ei sunt cei care își poate... Ei nu sunt beneficiari ei. Instalația noastră. Eu predat de voastră, ei sunt societate comercială, dar instalația noastră, e simplu. Dumneavoastră puteți să-mi dați mie acolo să mă duc să mă leg la. Ei sunt exploatare. Bun, dar de ce? Eu știu că tot ce sistem de apă și canalizare din Ghețu-Vasă, aparține din compania de Ghețu-Vasă. Deci nu am răspunsul. Dar sigur o să dea drumul la Branșeni, dacă contează pompa.
Și spuneam, nu, domnule, că nu mai e scoare, s-ar difon. Da. Da, bănuțim că se încasează canalizarea. Până la urmă, canalizarea e 90% de la ce salarii au alea de ce și investiții în rețea, nimic, zero. Deci o beneficia de o instalație care o bată, o exploatează și câștigă. Acum ce faci, mai tot mai investiți și de tot, fără. Până la urmă, ne-am luat pompa, trebuie și oamenii, bă, pentru rețeaua noastră. Avem o rețeaua noastră. Cineva m-a întrebat, ăsta cu următru și-am întrebat și eu și pe aceeași treabă. Deci, este înțelege, deci, de protocol, cu numării și așa. Dacă nu-i scris, dacă nu-i scris, nu este scris, sigur. Eu l-am luat aici, nu-i scris. Sigur, dar cine vă spune, șeful, se există într-o pasă, bă. Nu, chiar, dar să spuneți cine v-a spus chestia asta. Da, nu văd, am să spun, dar să spun. Să rămâne înregistrat cine v-a spus chestia asta. Da, soții mei. Soții? Da. Nu are. Da. Nu am să chem nimic de aici și nu se informează. Poți să-i telefon acum, față de ce mai lucru. Protocolul încheiat, așa mai zis. Uite, dar de ce mi-a dat telefonul ăsta? Adică cine v-a întrebat, vrea să raportez? Că nu pune nu eu, astăzi nu mai avem voie să raportăm la lucrurile. Dar cum mi-a dat de distrație la bătrâna, să facem din urmă voi. Și mă țin vreo răspundi de asta. Dacă sunt o persoană respectivă care răspunde de asta. Dar lasă că mă interesează și mai să-l fac. Dacă vedeți doar la un trezit pistonat și mai contează. Cum o zici și ne zici, nu vreau să-ți rezolvi de asta. Se rezolvi treaba și se mai alege oameni. Asta e ideea. Când am alege oameni, este la de a fi acordat. Alte probleme mai sunt?